Liderul PNL, Vasile Mustățea, cere insistent demisia prefectului Nina Carmen Crișu, declarând că va solicita acest lucru direct la București lui Crin Antonescu. Mustățea consideră că prefectul și-a depășit atribuțiile și se implică politic, mai precis favorizează PSD-ul și organizează întâlniri politice la sediul prefecturii. Doamna prefect s-a implicat politic în această problemă, pentru de asta a venit la partid. Eu credeam că doamna prefect este apolitic. Eu credeam că doamna prefect, chiar dacă a fi fost membru PSD, în momentul în care a fost numită prefect, s-a dezbrăcat de haina politică și a îmbrăcat haina administrativă. Da? Ea trebuie să fie echidistantă, ea trebuie să aplice legea rece, da? Să nu se implice între noi, între partidele politice și mai departe. Există sau nu divergențe de organizații? Între organizații nu există. Păi am spus eu până acum că am probleme cu PSD-ul? Eu am spus că am probleme cu prefectul județului. Replica vine de la liderul social-democrat Nicolae Bădălău, care a ținut să-i amintească lui Mustățea că prefecții sunt numiți de primul ministru, iar premierul este PSD, deci nici vorbă de schimbarea prefectului de la Giurgiu. Afir cu toată tăria. Eu cred că e un prefect, Lavinia Crișu, profesionist. Nici eu nu-s mulțumit de toate deciziile, dar asta e viața. E un jurist care știe ce trebuie să facă acolo și face. Să îi spui că face politică e chiar o ciudățenie, că n-a făcut parte de niciun partid și nu face parte de niciun partid. Eu nu iau apărarea în momentul ăsta că aș avea o afinitate politică sau o altă legătură. Pur și simplu iau apărarea pentru că eu cred că instituțiile statului nu trebuie să atacate. Și cei care le atacă la modul ăsta mărșav și cred că fac o presiune pentru a lua o decizie sau alta, se înșeală. Doamna prefect trebuie să-și facă datoria cu absolut toată lumea, cu toți primarii la fel, cu Consiliul Județean, să respecte legea și lucrurile să funcționeze așa cum trebuie să județul ăsta. Presiunile astea mediatice, cu am impresia că prefecta face politică, nu-i face niciun fel de cinste lui Vasile Mustățea. Ar trebui să mai citească Constituția și să analizeze ce spune. Eu nu pot să-i dau sugestii, însu având o mare experiență în ai căra agenta domnului Iliescu, dar asta e. Trebuie să înveți. Bădălău a răspuns și acuzațiilor personale care îi se aduc tot de către Vasile Mustățea acum, că ar fi în spatele ADI-ului de la Ilfov, la care au aderat și primarii giurgiuveni pentru apă și canalizare în județul Giurgiu. O să ne gândim foarte bine la ce trebuie făcut. Dar lucrurile astea în România și vis-a-vis de schimbarea prefecturilor și a altora nu le face decât premierul și care este președintele PSD-ului, Victor Ponta. Nu le face nici Vasile Mustățea, nici Crin, nici alții. Așa că să stea. Ciocul mic au 16%. PSD-ul niciodată și credeți-mă că chiar niciodată atât timp cât eu voi fi președinte, nu va fi sub talpa lui. Nici jignirile care le aduce consilierilor județeni, nici modalitatea lui de lucru și așa cum spunea un coleg al nostru, un coleg al dumneavoastră Consiliul Județean, domnul Buduru, el nu e bulimaș să facă stabor acolo. Deși se afirmă în mod constant că USL-ul de la Giurgiu funcționează, se pare că atunci când vine vorba de proiecte și de mulți bani europeni, dialogul încetează. Dar cum și la nivel central, Ponta și Antonescu discută în contradictoriu, de ce să ne mai mire că la Giurgiu USL este doar de fațadă?